frați și surori, iubiți ascultători, în această dimineață suntem la masa Domnului, la prima ocazie de a sta la masa Domnului din acest an și pentru anul acesta, la masa Domnului, Domnul mi-a pus pe inimă să vă prezint o temă din Cuvântul Domnului, o temă foarte importantă, necesară, vitală. Și anume, anul acesta vreau să vă vorbesc despre omul duhovnicesc. Omul spiritual. Tot anul acesta, la cina Domnului, dacă Domnul ne ține în viață și suntem sănătoși și în putere, o să răspundem la această întrebare. Ce înseamnă să fii un om duhovnicesc? Ce înseamnă să fii un om spiritual? Și aș vrea să legăm tema aceasta de la cina Domnului, de la masa Domnului, cu tema anului de a fi ucenici și de a face ucenici ai lui Hristos. Încă este o legătură, ucenicii lui Hristos sunt oameni duhovnicești. Și ucenicii care fac ucenici nu pot fi altfel decât oameni duhovnicești. Mă rog Domnului ca să ne facă pe toți oameni duhovnicești. Să știți că din această perspectivă, Biblia vorbește de cel puțin două tipuri de oameni. De oameni duhovnicești, spirituali, și de oameni firești, carnali. Oameni duhovnicești și oameni firești. Sunt cel puțin aceste două tipuri. Vom vedea că sunt trei chiar. Dar asta data viitoare, dacă ne ține Domnul în viață și cu sănătate. Ca să-ți dai seama ce fel de om ești din această perspectivă, duhovnicesc sau firesc, spiritual sau carnal, trebuie să răspunzi la trei întrebări. Trei întrebări sunt esențiale la care vom răspunde pe parcursul acestui an. Ne vom gândi mereu pe parcursul acestui an dacă Domnul ne ajută. Mai întâi, întrebarea ce te definește sau ce te caracterizează? Duhul? Ce ești în Duhul sau ce ești în fire? Ce te caracterizează pe tine? Sunt mai multe lucruri aici. Vom găsi răspunsuri pe parcurs dacă vom urmări Cuvântul lui Dumnezeu. A doua întrebare esențială este nu numai ce te caracterizează, ce te direcționează în viață. Ce te conduce. Ce îți dă direcția? De unde vine direcția vieții tale în viață? Sau altfel spus, cine te călăuzește? Din nou, există aceste două posibilități. Duhul lui Dumnezeu te conduce, te direcționează sau firea ta pământească. Și a treia întrebare, pentru că a fi duhovnicesc merge mai departe, a treia întrebare esențială la care trebuie să răspundem când este să ne vedem în această perspectivă duhovnicesc sau firesc, este ce te domină. Ce te domină? Ce te controlează? Ce domină viața ta? Ce controlează viața ta? Ce stăpânește viața ta? Nu numai ce te definește, nu numai ce te direcționează, ci și ce te domină, ce te conduce, ce te stăpânește. Duhul? Sau fire. În lumina aceasta, pentru că suntem și la masa Domnului, din această dimineață vă îndemn fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Fiecare să poată răspunde în dreptul lui, ești duhovnicesc sau firesc. Din păcate, ambele categorii sunt și în biserici. Sunt oameni spirituali și vom vedea că aici Apostolul Pavel se adresează bisericii credincioșilor și, mă
Vom vedea și cu Corinteni, cu voia Domnului. Se adresează bisericii, zice, noi sunt oameni firești, lumești. Ce fel de om ești? În această dimineață, ne uităm într-un prim text. Textul pe care l-am citit, în care vreau să intrăm în această dimineață și în care vreau să poposim puțin înainte de a ne apropia de masa Domnului. Romani 8 este unul dintre cele mai clare texte ale Scripturii în această privință, în ce privește omul duhovnicesc sau omul firesc. Acest text ne arată foarte concret și clar cum este un om duhovnicesc. Bineînțeles, aproape de fiecare dată când Biblia ne vorbește despre omul duhovnicesc, ne-l pune în contrast. Nu în toate formele și aspectele, dar aproape de fiecare dată ne-l pune în contrast cu omul firesc. Că noi, oamenii, nu neapărat pentru a face atât de mult comparație, dar noi, oamenii, așa înțelegem cel mai bine unele lucruri. Prin a vedea în comparație sau în contrast. Ce înseamnă albul și... sau cum este albul, nu vedem bine albul, dar nu punem negru. Dar când pui neamul și acolo iau, acolo negru. Dacă pui numai albul, zice eu, nu. Poate trece cu vederea, cât e de alb. Și așa e și spiritual. Și dacă Dumnezeu întotdeauna, în cuvântul Său, ne arată înainte și, cum zicem, în vechime, îți spune înainte binele și rău. Nu spun numai binele, că n-ai ști să vezi cât de frumos e binele. N-ai vedea cât de bun e binele. Dacă nu ți-a spune, ți-a spune și rău. Și ți-a spune cum e și rău. Domnul așa face ca să putem să ne identificăm corect cu ceea ce trebuie. În textul acesta pe care l-am citit, o să privim la un prim portret al omului spiritual. Textul acesta ne prezintă portretul omului duhovnicesc, spiritual. Și ne uităm la trei descrieri care sunt foarte clare în textul acesta pe care vreau să le urmărim și în lumina cărora vreau să ne cercetăm astăzi, că stăm la masa Domnului. Mai întâi, prima descriere, în primele patru versete pe care le-am citit, este descrierea libertății sau grațierii spirituale de care are parte un om spiritual. Omul spiritual este un om liber în Hristos. Este un om liber de condamnare și osândă. Este un om liber de păcat. El merita condamnarea și osândă, dar a fost grațiat. A fost grațiat. Și de aici vine cuvântul har. De la grație. Grație. Și textul spune așa, începe, versetul 1. Acum, dar nu este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Omul spiritual este omul care a fost eliberat, grațiat, de orice condamnare, de orice osândire. A fost eliberat în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Eliberarea noastră, libertatea noastră spirituală, dragii mei, este în Iisus Hristos. Versetul 1 spune așa, acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Suntem eliberați, liberi spirituali, grațiați în Iisus Hristos. Versetul 2 ne explică mai mult că suntem eliberați. Un om spiritual este eliberat prin legea Duhului de viață, prin viața și autoritatea Duhului Sfânt, în adevăr, legea Duhului de viață. În Iisus Hristos, în Hristos Iisus, m-a izbăvit de legea păcatului și morții. În viața mea era legea, sau aici în loc de lege putem să citim, pentru că lege înseamnă autoritate, putere. Legea care domina în viața mea era legea sau puterea, autoritatea care domina în viața mea era puterea păcatului
și a morții. Dar peste viața mea și în viața mea a venit autoritatea Duhului de viață în Hristos Iisus. Și m-a eliberat, m-a izbăvit. Legea Duhului de viață, autoritatea vieții Duhului lui Hristos a venit în viața mea și m-a izbăvit de legea păcatului și morții. Și sunt liber. Sunt liber în Hristos. Sunt liber prin autoritatea și puterea Duhului de viață pe care mi l-a dat Hristos, Duhului Sfânt. Versetul 3. Sunt liber datorită jertfei lui Hristos și venirii lui Hristos în lume și osândei pe care a luat-o El asupra Lui. Eu sunt liber grațiat datorită jertfei lui Hristos. Ascultați versetul 3 spune, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, legea nu m-a putut izbăvi. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, în care fire pământească? Trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o natură asemănătoare cu a păcatului, asemănătoare cu cea a noastră, dar fără păcat, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său într-o natură umană. Iisus Hristos a venit în lume într-o natură umană ca a noastră, de ce? Ca Dumnezeu, în Iisus Hristos, în trupul lui uman, să o osândească, să condamne păcatul pe cruce. În jertfa de la Calvar, Dumnezeu a condamnat, a osândit păcatul care trebuia să fie osândit în noi, l-a osândit în Iisus Hristos. Așa că eu sunt liber pentru că în locul meu a fost osândit Iisus Hristos. A fost osândit păcatul în trupul Lui, în jertfa Lui de pe cruce. Slăviți să fie Dumnezeu. Sunt liber în Iisus Hristos, sunt liber prin Duhul Lui Dumnezeu, sunt liber datorită jertfei Lui Hristos de pe cruce și sunt liber cu un scop, versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Porunca legii să fie împlinită în noi, care nu mai trăim pe demnurile firii și pe demnurile Duhului. Care porunca legii? Zice aici, o poruncă a legii. Să fie împlinită în noi. O poruncă esențială, porunca aceea care sumarizează, care însumează toată legea. Știți care e porunca? Tot Romanii ne ajută să înțelegem, dacă deschidem și câteva capitole mai înainte, Romani, capitolul 13, de la versetul 8. La versetul 10 vreau să-l citesc. Urmăriți-vă, rog, ascultați. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că și cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea povești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind, se însumează în porunca aceasta, porunca esențială, porunca ce însumează toată legea este aceasta. Să iubești pe aproapele tău. Dragostea în face rău aproapele, dragostea deci este împlinirea legii. Iisus Hristos, dragii mei, ne-a eliberat în El, prin Duhul, datorită jertfei sale, ca să iubim pe cei de lângă noi. Să avem puterea, capacitatea. Porunca legii să fie împlinită noi. Suntem liberi acum. Nu mai trebuie să urâm. Și nu mai urâm pentru că am fost eliberați de legea păcatului și a morții, de legea firii pământești care ne domina. Să trăim în dragoste. Așa este un om spiritual. Este un om liber în Hristos, prin Duhul, datorită lui Hristos, care a făcut ispășire în locul nostru pentru ca să iubească, să trăiască în dragoste. Libertatea spirituală înseamnă să trăiești în dragostea lui Hristos, iubind pe cei de lângă tine, cu dragostea lui. Domnul să ne ajute. Așa spune și în Romani 5, cu versetul 5, căci dragostea lui Dumnezeu a fost unată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Datorită jertfei, pentru că am fost socotiți neprihăniți, împăcați cu Dumnezeu, în Iisus Hristos, Dumnezeu a coronat în inimile noastre dragostea Lui prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Slăviți să fie Domnul! Prin urmare, prima descriere a unui om spiritual din portretul unui om duhovnicesc este libertatea spirituală în Hristos, prin Duhul.
datorită jertfei lui Hristos, pentru mine. De aceea ne-ai livrat Dumnezeu. Și așa te uiți și vezi dacă ești spiritual. Ești în Hristos, Duhul Sfânt te-a eliberat de legea păcatului și a morții, înțelegi că datorită jertfei lui Hristos ai viață și ești scăpat de orice condamnare și ai în tine dragostea lui Dumnezeu să iubești pe cei de lângă tine, ești om spiritual. Dacă nu, cercetează-te, pocăiește-te, zmerește-te și roagă-te Domnul, Doamne, fă-mă om spiritual. A doua descriere la care vreau să ne uităm în această dimineață, o luăm din versetele 9 la 11, lăsăm inima textului pentru ultima parte a mesajului, versetele 5 la 8, ultima parte a mesajului, dar luăm a doua caracteristică din versetele 9 la 11. Un om spiritual, în primul rând, are libertate spirituală. În al doilea rând, versetele 9 la 11 ne arată că un om spiritual este locuit de Duhul lui Dumnezeu. În el locuiește Duhul lui Dumnezeu. Locuiește. Și vă rog să observați în versetul 9 și în versetul 11 că se repete ideea de locuire. De locuire. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Locuiește în adevăr în voi. Versetul 11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Acum toți înțelegem ideea de locuire sau de domiciliu. Duhul Sfânt are domiciliu stabil într-un om spiritual. Un om spiritual este locuit, este domiciliar de Duhul Sfânt. Și aceasta are câteva implicații. Vă rog să observați că Duhul este numit Duhul lui Dumnezeu, versetul 9, Duhul lui Hristos, versetul 9, a doua parte, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, apoi este numit Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, în versetul 11 și în versetul 10, Hristos însuși este identificat cu Duhul, pentru că zice, dacă Hristos este în voi. Și clar, știm și din alte texte, dacă mergem în Efeseni, dacă Duhul locuiește în noi, Hristos este în noi. Și dacă Hristos este în noi și Duhul este în noi, Tatăl și Fiul una sunt. Și Tatăl este în noi. Sfânta Treime, Dumnezeirea, este în noi, își are domiciliul la noi. Și așa spune Domnul Iisus Hristos în Ioan, capitolul 14. Cred că știți și vă aduceți aminte acest text foarte frumos pe care îl spune Domnul Iisus ucenicilor săi în versetul Ioan 14:23. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Locuirea Duhului, domiciliul Duhului și a Sfintei Treimii noi. Și ce implică asta? Asta are niște implicații. Mai întâi, suntem proprietatea Celui care locuiește în noi. Nu-i așa că și dumneavoastră, marea majoritate, sunteți proprietarii locuinței pe care o aveți. Cu excepție, ca și mine, dar rest. Dar marea majoritate noi locuim în case. Când locuiești undeva, în mare majoritate, ești proprietarul locuinței. Că mai sunt și chiriași, oameni care nu poți să ai locuințe, da? Ideea este aceasta. Când, unde locuiești, ești proprietar. Asta spune. Dacă locuiește Duhul în adevăr în noi, nu mai suntem pământești, ci duhovnicești, adică aparținem Duhului. Și asta spune și versetul următor. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dar dacă îl are, el devine lui Hristos, este proprietatea lui Hristos. Hristos este stăpânul nostru. Și pentru a întări, vă mai citesc un text pe care de asemenea îl cunoașteți, dar vă rog să îl recitim, să îl reprospătăm în atenția noastră.
1 Corinteni, capitolul 6, foarte provocator și important, versetele 19 și 20. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Auziți ce spune Pavel aici celor din Corint? Nu știți că Dumnezeu vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și acum spune ceva foarte provocator. Și că voi nu sunteți ai voștri. Nu mai suntem noi proprietari pe viața noastră dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Nu mai este nici diavolul proprietar. Nu mai este nici lumea proprietară pe noi. Ci proprietarul nostru este Cel ce locuiește în noi. Duhul lui Dumnezeu, suntem templul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, căci ați fost cumpărați cu un preț. Și datorită prețului pe care am fost cumpărați și răscumpărați, Hristos, prin Duhul, locuiește în noi și este proprietarul nostru, este stăpânul nostru. Slăviți să fie El! Proslăviți, dar pe Dumnezeu, în Duhul vostru și în trupul vostru, care sunt al lui Dumnezeu. Ia aparțin lui Dumnezeu. Și trupul, acum și Duhul. Sunt a Domnului. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Asta e implicația, prima implicație a locuirii Duhului în noi. Omul duhovnicesc este locuit de Duhul Sfânt și asta înseamnă că aparține Duhului. Duhul este proprietar stăpân. Apoi, a doua implicație, versetul 10, este vitalitatea spirituală. Dacă Duhul locuiește în noi, Hristos este în noi și suntem vii, avem viață spirituală. Suntem vii, avem vitalitate spirituală, avem viața aceea cu toate componentele, viața din belșug pe care ne aduce Hristos. Ascultați ce spune versetul 10. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții. Trăim într-un muritor. Din pricina păcatului. Da, Duhul vostru este viu. Din pricina neprihănirii. Duhul lui Dumnezeu, când vine și locuiește, trece, e foarte important de observat, când vine și locuiește în noi Duhul lui Dumnezeu, învie Duhul nostru. Că până atunci, până nu vine Duhul lui Dumnezeu într-un om, Duhul omului este mort. Asta înseamnă morți în păcate, în greșele, morți spiritual. Duhul e mort, Duhul nu reacționează, Duhul nu are viață. Poți să-i oferi orice și să spui orice, fără Hristos și fără Duhul lui Dumnezeu, Duhul nostru este mort. Dacă vine Hristos în noi, chiar dacă suntem încă într-un trup de carne moritor, în Duhul suntem în viață, suntem vii. Duhul nostru este viu din pricina neprihănirii lui Hristos și din pricina Duhului Său. Slăvit să fie El. Frați și surori, un om spiritual este un om viu, spiritual. Este un om cu vitalitate. Este un om care are dorințe, pasiuni, preocupări. Că asta înseamnă să fii viu. Dar pasiuni care vin din Cel ce locuiește în noi, din Duhul lui Dumnezeu. Pasiuni și dorințe și preocupări care vin din Duhul lui Dumnezeu, din Duhul lui Hristos. Duhul nostru este viu. Și a treia implicație a locuirii Duhului, versetul 11, este siguranța proslăvirii noastre împreună cu Hristos prin înviere. Iată ce spune. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus dintre morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Într-o zi și trupul nostru supus morții va fi proslăvit și vom fi proslăviți în întregime împreună cu Hristos. Duhul nostru, sufletul nostru și trupul nostru vor fi proslăvite în Hristos într-o zi. Și în versetul 24, Apostolul spune așa, versetul 23 din capitolul 8, că noi așteptăm asta. Dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi și avem cele din trei roade ale Duhului, noi așteptăm învierea. Și numai ea, dar și noi care avem cele din tiroare ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru, căci nădejdea aceasta am fost mântuiți. Am fost mântuiți nădejdea că într-o zi în întregime, cu Duhul, cu sufletul și cu trupul, vom fi cu Domnul în slavă, în glorie. Binecuvântat să fie numele Lui. Dacă locuiește Duhul în tine, ai această siguranță, certitudine, că vine o zi a proslăvirii. De fapt, în Efeseni, Duhul este numit arvuna moștenirii noastre.
Moștenirea noastră este proslăvirea. Când vom fi în glorie cu Domnul. Și avuna, avansul pe care mi l-a dat Dumnezeu, care ne dă siguranță că vom fi proslăviți, este Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Slăvit să fie El. Frații și surori, un om spiritual este un om în care locuiește. Locuiește. Permanent. Ca proprietar, nu ca și chiriaș. Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în viața mea și în viața ta, dacă suntem oameni duhovnicești. Locuiește. Înseamnă că aparținem, înseamnă că suntem vii, nu morți. Și am zis. Avem viața Duhului. În noi avem viața lui Hristos. Hristos a venit să aducă oilor săi viață și viață din belșug. Slăviți să fie. Și avem viață. Viață din Hristos. Viață de la Hristos. Și avem siguranța că într-o zi vom fi proslăviți și cu trupurile noastre. Doamne, ce nădejde și ce har avem. Slăviți să fie Domnul. Tu ești victor. Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Omul spiritual este un om liber în ce privește viața spirituală în Hristos. Este un om locuit de Duhul lui Dumnezeu, un om în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și a treia descriere, de la versetul 5 la versetul 8, în inima acestui text, este faptul că un om spiritual este un om în care Duhul lui Dumnezeu lucrează activ. Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și, dragii mei, lucrarea Duhului Dumnezeu, ca și lucrarea firii, aici este cel mai evident contrastul între lucrarea Duhului și lucrarea firii. Și lucrarea Duhului, ca și lucrarea firii, are trei componente care sunt puse în antiteză, în contrast, în acest text și pe care aș vrea să numărim așa cum ni l-a lăsat Cuvântul Dumnezeu. Mai întâi, Duhul lucrează prin îndemnuri. Prin îndemnuri. Și notați că îndemnul înseamnă mentalități, gânduri, idei, inițiative. Duhul lucrează prin îndemn, aș putea să spune versetul, dar și firea lucrează prin îndemn. Și aici, un om spiritual este pus mereu între îndemnurile Duhului, ideile, mentalitățile, gândurile care vin de la Duhul și îndemnurile, mentalitățile, gândurile care vin de la fire. Textul. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, se duce prima umplă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Sunt îndemnurile. Îndemnurile. Duhul Sfânt ne dă îndemnuri. Duhul Sfânt ne îndeamnă. Ne îndeamnă la ceva. Ne îndeamnă, normal că ne îndeamnă la sfințire, normal că ne îndeamnă la dragoste, normal că ne îndeamnă la smerenie, normal că ne îndeamnă la cuvânt, normal că ne îndeamnă la părtășie, normal că ne dă îndemnuri potrivite cu natura Lui, cu voia Lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Sunt îndemnuri de Duhul, pe care trebuie să le asculți. Dar după aceea, spune textul că a doua componentă a lucrării Duhului este, sunt lucrurile. Îndemnurile ne duc spre lucruri. Și aici lucruri putem nota acțiuni, fapte. Observați, în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile, adică ascultă de îndemnurile firii, umblă după lucrurile firii. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile, ascultă de îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile îndemnurile ne duc la lucru. Mentalitatea ne duce la acțiune, acțiunile. Care sunt acțiunile? Și le luăm în contrast. Duhul Sfânt ne îndeamnă la lucrurile Duhului. Și care sunt? Romani
sau Galateni 5, 22 și 23. Roada Duhului din potrivă sau lucrarea Duhului, lucrurile Duhului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, bunătate, face bine, credincioșia, blândețea, împlinirea poftelor. Împotriva acestor lucruri sunt numite roade la sfârșit. Lucrurile Duhului. Nu este lege, condamnare. La care sunt lucrurile firii, la care ne îndeamnă firea și după care umblăm dacă ascultăm de fire. Iată! Faptele firii pământești, Galateni 5 cu 19, sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curtia, necurăția, desfrânarea, închinarea la igor, vrăjitoria, vrăjurile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile, departire, pismele, ucidere, bețirile, vâibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și aș putea să vă arăt și vă arăt foarte repede că și în Roman se vorbește despre lucrurile firii și despre lucrurile Duhului. În Roman, capitolul 1, de la versetul 29. Astfel, pentru că au ascultat de îndemnurile firii, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, Romanii 1.29, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de prismă, de ucidere, de ceartă, de cetătorie, de pornire utecioasă. Sunt șoptitori, pârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, strâmpași, lăudăroși, născoșitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Ce-s astea? Lucrurile firii, care vin din îndemnurile firii, pe care le urmez din îndemnurile firii, care sunt lucrurile Duhului Roman. Roman 5, la 2, sau 1 și 2, deși că suntem socotiți de priveriți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin dat în faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în îndemnirea asta lui Dumnezeu, ca mai mult ne bucurăm chiar și de carnele noastre, că știm că nicăieri aduce răbdare, răbdare aduce violința în încercare, iar nici aceasta aduce nădejdea, însă nădejdea aceasta nu șală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urmată în lumea noastră prin cursul în care ne-a fost dat, care sunt lucrurile Duhului. Pacea, răbdarea, nădejdea, dragostea și putem merge în Roman 12, de la versetul 9, dragostea să fie fără prefăcătorie. Fiți fără plăceri, fiți plini de râdne cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători de casă. Asta sunt lucrurile Duhului. Și lucrurile firii. Îndemnurile ne duc spre lucruri. Acțiuni. Fapte. Și faptele, frații și surori, iubiți ascultători, au consecințe. Urmări. Ia treabă cu noi. Îndemnuri. Duhul Sfânt lucrează prin îndemnuri care te duc spre lucruri și lucrurile, faptele, au consecințe. Urmări. În același mod și firea îți dă îndemnuri care te duc spre lucruri și care au urmări. Și care sunt urmările? Hai să luăm în ordinea în care le pune cuvântul. Mai întâi, urmările sau consecințele umblării în ascultare de îndemnurile firii după lucrurile firii. Versetul 6 și versetul 7 și 8. Umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Versetul 7. Umblarea după lucrurile firii pământești este zvrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supune. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă Dumnezeu. De alte cel puțin patru urmări aici, Pavel, care sunt sau consecințe ale umblării în fire, în ascultare de îndemnurile firii după lucrurile firii. Moarte, vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, nesupunere față de Dumnezeu și neplăcerea lui Dumnezeu față de lui. Lui Dumnezeu nu-i place. Nu pot să placă Dumnezeu. Nu se supune legii lui Dumnezeu. E vrăjmășie, e moarte. Asta este. Asta este dacă umbli în fire. Dacă umbli după fire și după lucrurile firii, urmează moarte, vrăjmășie cu Dumnezeu, neascultare de Dumnezeu și Dumnezeu e mânios, nu-și găsește plăcerea tine și vine judecată. Da, ce este umblare după lucrurile Duhului? O spune doar foarte simplu. Apostol Pavel, versetul 7, a doua parte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, viață. Astea sunt consecințele, astea culegi viață, dacă umbli după lucrurile Duhului, culegi viață, 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 viață veșnică și pace.
cele mai multe din faptele firii noi sau din faptele firii sunt legate de relații și sunt relații legate de relații vrăjmășie, certuri, cuvinte, zavistii. De lucruri din astea pe care noi zicem, ce-i că m-am certat? Ce-i că am țipat? Ce-i că am făcut așa urât? Ce? Ce sunt? Știți ce sunt? Îndemnurile firii, lucrurile firii și consecințele. Moarte, vrăjmășie, împotriva lui Dumnezeu. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Răspândești pace, cauți pace, urmărești pace. Fugi după ea, alergi după ea, urmăriți pace, alergați după ea. Frați și surori, așa cum ne dea în cuvântul la cina Domnului, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Ești om spiritual, duhovnicesc sau carnal firesc? Întreabă-te. Ești liber de condamnare? Te simți liber? Ai această încredere că ești în Hristos și Duhul Dumnezeu te-a eliberat de legea păcatului și morții? Ești locuit de Duhul lui Dumnezeu? Ești locuit de Duhul lui Dumnezeu? Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine? Și lucrează activ Duhul în tine prin îndemnuri, lucruri și consecințe. Care sunt îndemnurile de care asculți, lucrurile pe care le urmărești? Și după aceea nu mai trebuie să vorbim că aceea vom culege, ceea ce semeni, aceea vom culege. Dacă ești un om spiritual și Dumnezeu ți-a dat harul acesta, este numai prin harul Lui, dă slavă Domnului. Dacă nu ești spiritual și vezi în urmă, în viața ta urme de carnalitate, de fire, de fire amară, de amărăciune și de tot felul de lucruri, stai înaintea Domnului în smerenie în această dimineață, pocăiește-te și zici Domnului, Doamne, umple-mă de Duhul Tău și fă-mă și pe mine un om duhovnicesc. Vreau să fiu duhovnicesc, că știu că Tu îți găsești plăcerea nu în oamenii firești, ci în oamenii duhovnicești. Domnul să lucreze prin Duhul Său, prin cuvântul Său și să fim oameni duhovnicești. Amin. Lăudăm pe Domnul cu o cântare și ne pregătim.